valiză a fost descoperită la intrarea în sediul unei bănci din centrul Aradului. O angajată a observat geanta suspectă și a sunat la 112. Mai multe echipaje de polițiști și jandarmi au intervenit și au izolat zona. De asemenea, circulația rutieră a fost închisă. Purtătorul de cuvânt al poliției din Arad a precizat că nu a existat o amenințare la 112, dar că procedurile standard prevăd luarea unor măsuri de siguranță. Pirotehniștii din cadrul SRI au fost mobilizați în zonă. Ei au verificat valiza suspectă și au constatat că este goală. Oamenii legii încearcă să afle acum cine a lăsat geanta în fața agenției bancare.